Legătura foarte importantă este așa. Adriana Duduna, președintele Asociației Elevilor din Constanța, a făcut parte din echipa care a intrat la negociere de el de la Palatul Cotroceni. Bună seara, Adriana! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Eu mulțumesc! Uite, rugămintea mea la colegi este să facem ferestrele mai mari, că aș vrea să te vedem bine în timp ce discutăm. Astăzi vine guvernul și zice 1000 de lei, ceea ce înseamnă vreo 500 și ceva de lei, și pentru celelalte cadre care nu sunt didactice, au venit și au zis 200 de lei. Care este opinia ta, Adriana? Este o îmbunătățire față de ofertele din zilele trecute, din perspectiva faptului că am început să discutăm despre o mărire salarială, nu despre niște vouchere venite din fonduri europene, dar în continuare nu este o ofertă suficientă, nu este satisfăcătoare. Profesorii au anunțat că vor continua greva, lucru pe care îl consider din perspectiva mea un lucru bun. Bineînțeles, există niște riscuri referitoare la examene, elevii sunt îngrijorați, însă nu putem să îi învinovățim pe profesorii noștri pentru acest lucru. Vina este la guvernanți și nu putem să stăm alături sau să stăm lângă un guvern care, până la urmă, și nouă ne-a încălcat drepturile de multe ori în ultimii ani. Vreau să întreb ceva, Adriana. Am auzit puțin mai devreme, ai ascultat cu noi ceea ce au spus oamenii care au intrat prin telefon? Nu complet, l-am prins pe domnule dinainte și pe doamna cu fiica profesoară și okay. Fiul profesor. Întrebarea mea, s-a vorbit aici despre mai multe probleme. Oamenii, și mă special profesorii care au intrat, nu au venit și au spus, vrem salarii, nu suntem mulțumiți cu salariile, au prezentat problema mult mai complex. Au vorbit despre faptul că școala nu este în mijlocul societății, că școala în momentul de față este batjocorită, despre statutul profesor al dascălilor, despre demnitate, despre coloană vertebrală, despre umilință și despre faptul că trăim într-o societate în care lucrurile sunt extrem de inegale. Pe de o parte, profesorii care sunt tratați așa cum sunt tratați, iar pe de altă parte, alții care au niște venituri colosale, fără să aibă niciun fel de merit. Din punctul tău de vedere, ca reprezentant al elevilor în această seară, cum este școala de astăzi nefardată, exact așa cum este situația într-un minut? Cum e școala de azi? Școala de astăzi este, sincer, un dezastru. Nu vreau să vă mint. Vorbim de un învățământ subfinanțat de care și-au bătut joc în mod repetat guvernanți, indiferent de culoarea politică, tăind drepturi ale elevilor, subfinanțând infrastructura, lăsând programe școlare vechi de ani de zile. Nu există un apetit pentru reformă în educație, se doresc doar anumite schimbări punctuale care nu, în practică nu schimbă nimic. Dar totuși, nu înțeleg un lucru. Cu așa profesori excepționali, aproape niște semizei, cum poate să fie școala un dezastru? Că dumneavoastră îi susțineți pe profesori spunând ca multă lume și de la telefon și de aici din studio, dascălii noștri extraordinari, nu contestă asta. Poate am avut eu ghinion, că am avut dascăl ca niște oameni normali, așa și mai buni, și mai proști, și mai răi, și mai deștepți. Ați făcut școala în România? Dar, poftim? Ați făcut școala în România, nu? În România, da. Dar n-am avut noroc ca alții. Dar zic, cu dascăli excepționali, extraordinari, monumentali, viitorul României, cum de-i școala așa de rău, doamna, domnișoara elev? Doamne, politică. Da, dacă îmi permiteți să răspund. Păi suntem alături de profesorii noștri. Aia am înțeles de prima dată, credeți-mă. Există, dați-mi voie să termin, dacă vă rog. Există profesori excepționali, dar există și profesori care, într-adevăr, nu sunt pregătiți, care poate nu-și fac treaba. Există cazuri de abuz și ăsta este motivul principal pentru care oricine... Dar vreți să-i plătim pe toți la fel, Alvinte? Mărirea salariilor profesorilor. Vreți să-i plătim pe toți la fel? Nu, Ciurica, vreți să vă certați cu domnișoara din clasa 12? Nu vreau, dar vreau și eu să înțeleg. De ce ridicați tonul, primul rând? Mai e o problemă, domnișoară, nu știu. De ce ridicați tonul? Nu, dar de ce ridicați tonul? Vorbiți cu Adriana din clasa 12. Pare că nu aud. Nu, aude, credeți-mă. Am o problemă pentru că o știu de la cineva apropiat. Dumneavoastră, sunteți în liceu, mai aveți până la facultate. Pentru că banii pentru profesori vin totuși de unde, credeți? Din mediul privat, de la cei care lucrează în mediul privat și plătesc taxe și impozite. Și profesorii plătesc taxe și impozite pentru salariile lor. Un absolvent de facultate, curs lung de la, cum ziceți dumneavoastră, de la ASE, să zicem, sau din diverse facultăți, gen PR și asta, care se angajează la o companie multinațională din România, că e plin de companii multinaționale, care produc diverse chestii, care nu e IT, e altceva.
credeți că are un salariu de debutant mai mare decât 3.000 de lei, ceea ce oferă acum guvernul profesorilor? Dacă credeți asta, o să aveți dezamăgiri, pentru că nu primeți mai mult de 3.000 de lei. Absolvenți de școală superioară, de facultate, proaspăt angajați într-o companie multinațională. De la bănci până la ce vreți dumneavoastră. Păi și care e problema? Că n-am înțeles-o. Eu n-am înțeles-o ca și cadru didactic. Ce să înțeleagă domnișoara? Că astea sunt salariile din România, domnul general. Păi stați că se or ocupă... Or fi mici. Eu nu zic că nu sunt mici. Domnișoara se referă la o cu tot altă situație. Pentru toată lumea. Domnișoara toată se referă lumea. La ceva. Se referă ce? La cel care are menirea de a organiza viitorul. Adică acel copil care trebuie să fie adolescent și apoi să fie angajat la o firmă, cum spuneți noastră. Păi putem să facem oricum chestia asta? Nu, aici e vorba de salarii, domnul general. Despre salarii. Cu teoriile. Despre salarii. E vorba că greva asta e despre salarii, nu e despre demnitate despre și respect. Despre salarii este o bucată ce. Doar. Despre salarii. Că poate n-ați înțeles problema că nu e numai este despre salarii. Că profesorul debutant Ciurica, primește 2.500 de lei. Problema mea este... Că și privatul debutant aveți multe probleme, primește dar pe asta tot o aveți, ați lucrat ca și cadru didactic vreo oră undeva? Nu, și ce care e problema? Păi atunci nu puteți să înțelegeți ce se întâmplă nu, cu cadrul didactic, didactic în interiorul multe, său, care au, vis-a-vis de ceea ce spuneți păi că știți. Ce e asta? Și păi, dacă n-ai lucrat, dar dacă n-am lucrat militar, nu poți să am o părere despre militar? Domnul Civic, am înțeles punctul noastră de vedere, ne întoarcem la Ariadna. Iartă-mă, cred că ți-am zis în o mie de feluri. Am primit numele tău prin telefon și sunt și cam chior. Spune-mi exact, prenumele tău este? Ariana Dudună. Ariana. Bun, spune-mi, te rog, în momentul acesta, la ce ofertă crezi că ar trebui ca profesorii să iasă din grevă? Ai o idee, un plafon la care ar trebui să iasă din grevă? Solicitarea lor a fost 25%, o creștere de 25% și o asumare a unei grile mai mari în viitoarea lege a salarizării. Deci cred că ar trebui să se oprească la ofertă cât mai apropiată de acest 25% din salariu. Din următorul considerent, vorbim de cea mai mare și chiar prima grevă din aproape ultimii 20 de ani din educație. Dacă nici măcar printr-o grevă generală, prima și cea mai mare din aproape ultimii 20 de ani, la care participă, cu proteste la care participă profesori din toate județele, făcute în apropierea examenelor. Dacă nici măcar astfel nu reușim ca societate civilă să creștem finanțarea educației în mod semnificativ și dacă această grevă se încheie cu un eșec, putem să vorbim de un eșec al întregii societăți civile, putem să aprindem lumânările pentru educația din România. Greva trebuie să se încheie cu o victorie. Mulțumesc tare mult, mulțumesc pentru intervenție, mai sunt multe telefoane. Totuși, aritmetica e aritmetică. Oferta de astăzi pentru profesorii debutanți, că am înțeles că la profesorii debutanți e marea problemă, înseamnă, ce să vezi, fix 25%. Ok. 585 din 2500, faceți dumneavoastră...